Un bărbat din Dubăsari în vârstă de 36 de ani este cercetat de vame și suspectat de contrabandă cu blânduri de nurcă. Acesta ar fi adus în țară blânduri scumpe, dar nu a plătit taxa pentru importul acestora. Bărbatul, abuzând de facilitățile prevăzute persoanelor fizice, a încercat să se eschiveze de la plata taxelor prin care se permite introducerea în țară a unei haine din blană. Doar că eschivarea de la achitarea drepturilor de import este permisă doar în cazul în care haina este pentru uz personal. Blânurile însă au fost depistate de echipele mobile într-un oficiu închiriat de suspect în municipiul Chișinău. În total, vameșii au găsit acolo 19 blânduri de nurcă, fără acte de proveniență. Valoarea estimativă a acestora ajunge la jumătate de milion de lei. În cadrul audierilor, bărbatul a declarat că a cumpărat blânurile din Grecia și a recunoscut că intenționa să le vândă. Lotul de haine a fost reținut. Cercetările continuă, iar bărbatul va fi sancționat conform legii.